Doamnelor și domnilor, iată care sunt titlurile de astăzi. Control la primăria Mândra. Astăzi, inspectorii de la Agenția de Mediu Brașov l-au luat la bani mărunți pe primarul Șerban Taflan. Motivul, o femeie ce s-a mutat de ani buni din Mândra și locuiește acum în Germania, a înaintat o plângere. Ea a sesizat faptul că sătenii nu au condiții decente de trai. În comună, lipsește rețeaua de apă canal. Atac la rezervorul de motorină. Azi noapte, o gașcă de hoți a pus ochii pe un camion de mare tonaj parcat în cartierul Tudor Vladimirescu. S-a acționat rapid și cu dexteritate, indivizii au golit rezervorul în mai multe canistre. Polițiștii locali aflați în patrulare le-au încurcat planurile, au văzut canistrele suspecte și au dat alarma. Speriați hoții s-au făcut nevăzuți. Ostilitate și lipsă de transparență în rândul unor oameni ai legii. La postul de poliție din Beclean activează doi polițiști, cei care sunt în slujba cetățeanului și au misiunea de a asigura protecția oamenilor, ordinea și liniștea publică, au refuzat să vorbească despre munca lor. Nu dați curs instrucțiunilor primite prin telefon de la persoane necunoscute. Mai mult, nu efectuați niciun transfer bancar sau să amânați bani unor persoane care vă sunt trimise la ușă. Sunt reguli de bază transmise de poliție pentru a nu cădea în plasa escrocilor, care încă înșală oamenii prin deja celebra metodă accidentul. Sătenii comunei Mândra nu beneficiază de condiții decente de trai, asemenea cetățenilor care trăiesc în alte localități din zona Făgărașului. Oamenii și-au înghițit oful și au arătat cu degetul către primărie. Însă în zadar a fost nevoie ca o femeie din Mândra, care de ani buni trăiește în Germania, să facă o plângere către Agenția de Mediu Brașov. Astăzi, inspectorii de mediu au descins în primăria Mândra și l-au luat la bani mărunți pe primarul Șerban Taflan. După o reclamație făcută de o cetățeancă cu domiciliu în Germania, nu în România, ne acuză că nu avem apă și canal. De ce nu aveți până acum? Ce s-a întâmplat cu proiectul? Simplu de tot, pentru că nu avem bani. Să ni se dea bani și vom face apă și canal. Când zice să ni se dea bani, vă gândiți să accesați fonduri sau să întocmiți niște proiecte? Vedeți, aici e problema, pentru că nu se citește pentru ce sunt alocate fondurile în 2014-2020, care spun clar canal și apă pentru localități peste 2000 de locuitori. Spuneți-mi o localitate din țara Făgărașului cu peste 2000 de locuitori. Comuna Mândra are 3000, dar localitate, deci ca și Mândra ar avea 2000, Todărița 2000, Ileniu 2000, Mândra are aproape 1000 și ceva de locuitori. Deci nu ne încadrăm pe fonduri europene, dar încercăm prin alte fonduri. Care ar mai fi posibilele surse de finanțare? Din rectificări bugetare, ne spune primarul Taflan, are încă speranțe, pentru că până acum Consiliul Județean Brașov nu a trecut pe lista unor posibile investiții Comuna Mândra. Consiliul Județean ce zic? Consiliul Județean e zero. Consiliul Județean ne dă doar câțiva bani din cotele defalcate, din impozitul pe venit și TVA, egal cu 0, 800 de mii pe an. Ce poți să faci cu 800 de mii? Doar taxe și impozite și fonduri europene, ce putem? Lipsa unei rețele de apă canal îi nemulțumește pe săteni. De mai multă vreme, aceștia susțin că își folosesc băile din case doar pentru că și-au construit fose septice. Mai mult scot apa din fântâni cu hidroforul, însă mai spun că apa este calcaroasă, iar atunci când e secetă, stau și ei pe sec. Răspunsul primarului a fost cel pe care l-ați auzit deja, însă din datele publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, reiese că primăria Mândra are alocată suma de 13.560.188 de lei pentru rețele de canalizare și apă, racorduri și branșamente. Deci trebuie întocmită documentația și realizat proiectul, apoi obținute avizele necesare. Într-un cuvânt, este mult de lucru și sunt multe drumuri de făcut la București pentru rezolvarea acestei probleme. Atenție șoferi! La Făgăraș se fură motorina direct din rezervor, iar hoții nu se încurcă cu mașini care au rezervoare mici. Vor capturi pe cinste și ochesc autotrenuri, doar că polițiștii le-au cam îngurcat planurile unor indivizi din Făgăraș, care azi noapte au plănuit acțiunea rezervorul. După ce au pus ochii pe un camion de mare tonaj, parcat în cartierul Tudor Vladimirescu, hoții s-au pus pe treabă. Au golit motorina în canistre și s-au pregătit să le care una câte una la adăpost. Doar că agenții poliției locale le-a stricat planul, iar hoții au fugit de frică.
un echipaj al poliției locale aflat în patrulare. În cursul nopții au identificat o tentativă de furt de combustibil dintr-un autotren. La fața locului au fost chemate și forțele din cadrul Poliției Naționale pentru continuarea cercetărilor. Aflându-se în patrulare, au observat mai multe canistre aflate lângă autotren și, dându-se jos la fața locului, au constatat că era o tentativă de furt de combustibil. Cercetările au fost preluate de către echipa operativă din cadrul Poliției Naționale, care va continua cercetările pentru identificarea făptuitorilor. Agenții susțin că singura armă contra hoților de motorină și nu numai în cazul autovehiculelor este sistemul de alarmă. Acesta se declanșează la orice atingere, doar că se pare că mulți dintre posesorii de mașini nu dispun de acest sistem, așa cum s-a întâmplat și azi noapte. A fost deschisă o anchetă în acest caz, iar polițiștii încearcă să dea de urma hoților după ce au prelevat probe de amprente de pe canistre și după declarațiile unor martori. Cetățenii orașelor și satelor își doresc să trăiască în siguranță. Doar pentru asta există poliția, instituția unde lucrează oamenii legii. Dacă informațiile despre ceea ce se întâmplă în Făgăraș le prezentăm periodic publicului, cele de la țară, adică din zona noastră, nu apar mai deloc. Sau mai bine zis, șefii posturilor de poliție rurală sau agenții nici nu vor să vorbească. Astăzi ne-am oprit la postul de poliție din Beclean și l-am găsit în birou pe agentul șef adjunct Nicolae Burz. Ne-a spus că șeful său, Constantin Avram, este în concediu, iar celălalt șef al său de la Făgăraș este domnul Sârbu de la Poliția Municipală, pe care ni l-a dat la telefon. Și dânsul este în concediu, dar ne-a recomandat să scriem Inspectoratului Județean de Poliție Brașov o cerere, prin care noi, presa, solicităm un bilanț al activității postului de poliție din Beclean. Am dorit, în urma unor sesizări venite din partea cetățenilor, să aflăm punctual cum sunt soluționate solicitările oamenilor. Este și firesc să existe o comunicare și o transparență, ne spun sătenii, mai ales că noi cetățenii îi plătim pe polițiști, pentru ca noi, oamenii, să fim siguri că suntem păziți de răufăcători și că avem parte de liniște în orașele și în satele în care trăim. Văzându-ne cu microfonul în zona postului de poliție din Beclean, o bătrânică ne spune speriată. La aici nu se întâmplă bătăi, nu se întâmplă nimica. Da? Deci se ocupă polițiștii, e tot ok? Da. Cu ostilitate, așa am fost primiți noi la postul de poliție din Beclean și cu multă suspiciune. Ne-am întrebat de ce oare, mai ales că am venit să vedem cu ce probleme se confruntă polițiștii de aici, doar doi la număr, și cum rezolvă aceștia solicitările care vin de la cetățeni sau de la alte instituții ale comunei. Unii dintre ei ne spun că e criză mare de personal, iar unele posturi de poliție sunt mai mult închise, pentru că agenții sunt nevoiți să iasă pe teren. Așa că tot numărul de urgență 112 ne păzește în caz de primejdie, mai spun oamenii. Metoda accidentul continuă să fie o sursă de îmbogățire a infractorilor. Capcana întinsă de scroci îi face pe oameni să creadă că unor persoane apropiate li s-a întâmplat ceva grav prin prezentarea unei false stări de urgență. Aceștia apelează telefonic, victima se recomandă drept avocați, polițiști, procurori, medici și anunță persoana care răspunde la telefon că ruda sa, fiul sau fica este implicată într-un accident rutier și că are nevoie urgentă de o sumă de bani, fie pentru o înțelegere cu procurorul sau cu persoana vătămată, fie pentru spitalizare. De cele mai multe ori persoanei apelate îi se cere să depună suma de bani într-un cont care este comunicat. În ultimele cazuri înregistrate în evidența poliției, banii sunt ridicați de o persoană care se prezintă la domiciliul victimei. Această persoană complice cu cel de la telefon, care prezintă încredere atât prin felul cum este îmbrăcată, dar și printr-un vocabular decent, ia banii și se face repede nevăzută. În momentul în care victima realizează că a fost înșelată, este prea târziu pentru a mai recupera banii și se adresează poliției. Ce trebuie să știți pentru a nu cădea în plasa unor astfel de infractori versați? Polițiștii recomandă să nu dați curs instrucțiunilor primite telefonic de la persoane necunoscute care pretind că reprezintă rudele implicate în accidentul rutier. Verificați dacă situația de urgență este reală, sunați-vă ruda până când răspunde. Câteva minute în plus nu pun pe nimeni în pericol. Nu efectuați niciun transfer bancar. Nu înmânați bani unor persoane necunoscute care sunt trimise la ușa dumneavoastră. Sunați la poliție
poliție pe numărul de urgență 112 sau la unitatea de poliție pe raza căreia locuiți, spuneți despre ce este vorba, interesați-vă de existența unui astfel de accident rutier și procedura legală în situații de acest gen.